Un bărbat din Cimișlia a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat de braconaj. Bănuitul a fost denunțat chiar de un amic de-al său care a trimis mai multe poze pe adresa redacției noastre, în care suspectul apare alături de animale împușcate. Oamenii legii spun că bănuitul are mai multe dosare penale pe numele său. Bărbatul ar fi un braconier de temut, cunoscut de amatorii de vânătoare din Cimișlia. De-a lungul anilor, el ar fi vânat ilegal mai multe animale, dar până acum nu a fost pedepsit pentru faptele sale. Ultima sa partidă de vânătoare a fost denunțată chiar de un prieten cu care ar fi avut un conflict. Bărbatul a sunat la 112, iar polițiștii au pornit pe urmele răufăcătorului. Denunțatorul le-a spus oamenilor legii că braconierul a împușcat o căprioară și un mistreț. Polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru audieri, dar acesta nu-și recunoaște vina. El este cercetat în libertate. Responsabilii din cadrul Asociației Vânătorilor și Pescarilor spun că de obicei braconierii sunt greu de prins. În fiecare subdiviziune sau în fiecare raion este o anumită zonă, așa se spune, mai departe de centrul raional, unde mai greu ajunge poliția sau mai greu se efectuează razele pentru contracararea braconajului. Acolo, desigur, cazurile sunt mai des întâlnite. Braconajul din apă tare efectuează la căprioare, la iepuri, de atât că nimicesc de pe dealuri, nimic nu rămâne. Permanent facem raze de control, dar e greu de prins braconierii că au mașini performante și tare greu după dânsii de alergat. Vânătoarea mistreților, iepurilor și fazanilor nu e permisă de vreo 3 săptămâni. Potrivit legislației, vânătoarea de căprioare este interzisă tot anul din cauza numărului scăzut al acestora. Mistreț, de la 5 octombrie 2019 până la 29 decembrie 2019. Vul, ciocal, de la 24 august 2019 până la 31 iulie 2020. Se interzice vânatul pe întreg sezonul de vânătoare la cerb, muflon, căprior, bursuci, pătrânic și toate speciile de păsări răpitoare. Potrivit poliției, bărbatul suspectat de braconaj riscă o amendă în sumă de aproape 43.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității până la 240 de ore sau închisoare de până la 3 ani.